Costică, dormi? Dormi? Nu-i de resortă mea. Costică? Ce? Ce, e cinci? Nu, e două. Costică? Ce? Nimic. Am vrut să văd dacă dorm. Dorm. Ei, dorm. Voiam să-ți spun ceva. Dar dacă dorm. E ce? Spune-mi acum. Nimic. Zic, mă gândeam că noi ne iubim foarte mult. Avem noroc că ne avem unul pe altul. Da. Am visat că nu era măritată cu tine. Era măritată cu altcineva. Cu cine? Cu un șarpe. Când ai visat? Că văd că de dormi nu dormi. E, nu pot să dorm, că am dormit după masă. Și acum ce faci? Nimic. Stau și mă gândesc la noi doi. N-ai putea să te gândești numai la tine și să mă lași pe mine să dorm. Dorm liniște. Costică? Nici nu știi ce plăcere am când te văd dormind așa liniștit lângă mine. Atunci de ce nu taci ca să ai o plăcere? Tu ai putea să dormi în paturi separate? Numai în unul. Nu glumi, întreb serios. Tu într-un pat și eu într-un pat. Ai putea să dormi? Dacă m-ai lăsa. Eu n-aș putea. Să n-ai cu cine să schimbi o vorbă când dormi? Sigur. Hai să dormi. Mai bine să citesc vreo două pagini. Te deranjează? Costică! Cartea asta am citit-o? Ai citit-o. Alta n-am. N-ai citit-o. Cine-i mai mare? Conte sau Viconte? Da. Dar ăsta de ce voia să o moare pe Miladi? Dacă nu lăsa să doarmă. E ceasul două, dragă. Cum o să fie două? E trei. Trei? Ei, pot să dorm. N-ai grijă, te scol eu la cinci. Costică, ți-a ieșit un fir alb. De adineau. Dar eu te iubesc tot ca în prima zi. Tu mă iubești tot așa? Dacă cineva te-ar scula noaptea și te-ar pune să te duci noaptea undeva pentru mine, te-ai duce? Unde te-ai duce? Undeva să dorm. Hai, dorm, gata. Mersi. Costică? Costică? Păi nu te speria, eu sunt fie. Cum oare dorm cai în picioare? Ei, te dormi, săraci. Barza doarme într-un picior. Tu ai putea? Eu nu pot nici culcat. De ce nu iei ceva? Un RTV? Am citit undeva că liliicii dorm 15 minute, bufnițele dorm 30 de minute și șopârlele 45 de minute. Toată lumea doarme, numai eu nu pot să... Dar omul cât doarme? Depinde de nevastă să... Când e mic, omul doarme mai mult? Până sunt soară. Costică? Ce mai vrem? Ce mai vrei? E trei noapte. Cum o să fie trei? E patru. Patru? E, hai, dorm mai repede, că acuși trebuie să te scoli. E adevărat că dacă ești prea obosit, nu poți să dormi? Nu există. E, așa a scris unul în magazinul. Mănâncă și el o pâine. Știi că Stelica a divorțat? Taci. Știi ce face acum? Doarme. E paznic de noapte la o fabrică de ceasuri deșteptătoare. Costică, ce aia pulpe de fructe? Mere, fel. Atât? Prune, mere. Cu sâmburi? Sâmburii dorm. Din sâmburi de caise nu se face pulpe de fructe? Se face, pe dracul. Ce-i cu tine, femeie? Dacă nu poți să dormi, Costică. Hai, dă-te jos din pat și fă-mi un ceai. Ce om fără suflet. Yeah. Puterea nopții să-ți fac de mâncare. E te-al naibii cocoș cum scoală oamenii. Eu mâine-l tai. Da.